Doamnelor și domnilor, astăzi la Jurnal de Carte ne oprim la Roșu și Negru de Stendhal. Pseudonimul pentru Marie-Henri Bayle, Stendhal, a fost printre cei mai mari romancieri francezi ai secolului al XIX-lea. Roșu și Negru este povestea lui Julien, un tânăr ambițios care este executat pentru faptul că și-a împușcat amanta bogată. Cartea este considerată ca fiind una dintre cele mai originale și îndrăznețe capodopere ale ficțiunii europene. În Roșu și Negru, Stendhal face un portret profund al societății franceze și al politicii anilor 1820, ultimii ani ai restaurației monarhiei de Bourbon. Subiectul romanului a fost inspirat de un articol de ziar despre un tânăr, Antoine Berthet, ghilotinat în 1828 pentru o tentativă de a-și omorî fosta amantă, Madame Michu, pe ai cărei copii îi medita. Povestea lui Julien Sorel se apropie destul de mult de cazul Berthet. Verrier, orașul ficțional în care are loc acțiunea din această carte, seamănă foarte mult cu orașul provincial Grenoble, unde trăia Berthet și unde Stendhal și-a petrecut copilăria. Julien Sorel, din această carte, este un tânăr inteligent, cu origini țărănești, dornic să își schimbe condiția socială. Sub domnia lui Napoleon, cea mai probabilă cale spre succes ar fi fost aceea a armatei, Calea Roșie. Pentru că în acea perioadă era pace și domnia de Bourbon a reconsolidat puterea clericilor, îmbrăcați în negru, drumul către împlinire îl duce pe eroul nostru către Biserica Catolică. Julien studiază latina și teologia pentru a-și pregăti intrarea la seminar și obține poziția de meditator pentru copiii lui Monsieur de Renal, bogatul primar din Verrier. Se implică într-o aventură cu soția acestuia, relație care pentru Julien înseamnă de fapt febrilitatea de a cuceri o femeie dintr-o clasă socială superioară și mai puțin afecțiune. Când Renal primește o scrisoare anonimă care denunța aventurile soției lui, Julien părăsește casa primarului și intră la seminarul de la Besançon. Seminarul nu se dovedește însă a fi un refugiu care să îl protejeze pe Julien de viața orășelului pe care el o vede plină de lăcomie și de flecăreli. Instituția bisericii menită să pregătească viitorii lideri este un paradis al ipocriziei și al mediocrității, plin de intrigi politice la fel de sordide ca și cele din afară. Motivația tinerilor seminariști nu este nici intelectuală și nici spirituală, ci strict economică, iar așa numita vocație, vocația lor religioasă, se bazează pe dorința de a avea un dejun bun și un costum de haine călduros iarna. Julien îi admiră pe doi dintre preoții de la seminar, bătrânul Chelan și directorul seminarului, Abbé Pirard, care este în cele din urmă înlăturat de fracțiunea pro-iezuită. Când Pirard demisionează, îl ia cu el și pe Julien la Paris, unde acesta devine secretarul particular al unui nobil, marchizul de la Mole. Julien se implică într-o aventură cu fica marchizului, Matilde, care este fascinată de ambiția și îndrăzneala lui Julien. Când Matilde rămâne însărcinată, tatăl ei își dă acordul silit pentru căsătorie și chiar acceptă să îi ofere un titlu nobiliar și un venit lunar. Dar când marchizul cercetează trecutul lui Julien la Verrier, primește o scrisoare denunțătoare de la Madame de Renal, dictată de către confesorul său. După ce marchizul anulează nunta, Julien o împușcă și o rănește pe Madame de Renal, în timp ce aceasta se află la o slujbă în biserică. Este sigur arestat imediat și acuzat în cadrul unui proces, dar refuză să se apere. În ciuda încercărilor clericilor locali de a-i manipula pe jurați în ajutorul tânărului, el este condamnat. Așteptând moartea prin ghilotină, încearcă să găsească înțelesul, aflându-l doar în afecțiunea sa, târzie, pentru Madame de Renal. Personajele stendaliene sunt celebre prin modul lor de construcție. Ceea ce atrage cititorul în romanul de față este cadrul interior al lui Julien și rezolvarea propriilor conflicte prin intermediul altora, inclusiv al femeilor din viața sa, și mai puțin cel exterior al faptelor din perioada determinată. În acest fel, autorul este un adevărat artist și un psiholog de excepție, care pune cititorul într-o postură unică, aceea de a cunoaște ce se întâmplă în interiorul personajelor romanului, de a pătrunde acolo unde nu putea să pătrundă nimeni, pentru ca mai apoi să compare acțiunea dorită cu reacțiunea rezultată.
Există două ecranizări după această carte, una din 1958 și una din 1997. Puteți să le vedeți pe amândouă, dar vă recomand să citiți cartea mai întâi.